Bună, vă salut de aici la Liga Prieteniei, sunt alături de Cristi de la Fair Play. Cum a fost meciul ăsta, Cristi? Un meci greu disputat. Nu știu, cred că a fost Champions League în joc, nu știu ce a fost, că băieții trăgeau de timp, țineau mingea. Nu știu, probabil da, s-a dat un premiu, au jucat pe o primă ceva, pe o primă mai mare decât noi și ne-au bătut cu 3-2. Ne-au condus 3-0 la pauză, n-am avut nicio rezervă, obositor pentru noi. Eu am avut, dacă nu mă înșel, vreo 3 rezerve, dar per total un meci ok. Am venit să facem mișcare. Dar totuși te văd nemulțumit așa. Sunt nemulțumit de atitudinea adversarilor, de atitudinea arbitrilor. Sunt total nemulțumit. Se pare că nu odată. E a patra etapă când ne defavorizează. A dat un fault care pur și simplu n-a fost. Nu știu ce, și din faultul ăla a venit golul 3. N-am, ce pot să mai zic? Poate suntem noi cea mai fair play echipă și trebuie să ne bată toată lumea. De-aia ne și numim fair play. Dacă ar fi să mai jucați o dată meciul ăsta, ce ați schimba în strategia voastră? N-a schimbat nimic, probabil că dacă mi-ar fi venit o jucătorii, altul ar fi fost rezultatul, dar mă repet, n-am avut nicio schimbare, s-a văzut. Asta crezi că a fost marea problemă? Eu așa zic, cu toate că repriza a doua am revenit de la 3-0, am făcut 3-2. Da. Da. N-a fost să fie în seara asta, da, poate mult mai mult noroc data viitoare. Cam fiecare seară, sigur, n-a fost să fie, da. Păi până în prezent cum sunteți cu victoriile și cu înfrângerile? Cu victoriile, primele patru etape, stai să mă gândesc, nu e de gândit prea mult, avem patru înfrângeri. Da, greu, știu. Păi trebuie să schimbați ceva în jocul vostru, nu? Încercăm, ce să schimbăm? Da, adică în seara asta au fost adversari, în altă seară arbitri, dar chiar așa în fiecare seară e o problemă din partea altcuiva. Păi în primele trei etape am jucat cu cele mai bune echipe din Liga 1. Am jucat cu Liverpool, am jucat cu Cepita și cu... Am un lapsus acum, nu știu, nu vine. Cu Berceniu cumva? Sau? Nu, cu Berceniu urmează. Mai avem două hopuri de trecut, cu Berceniu și cu Biz Brazil. Și după aceea să încercăm să ne salvăm de la retrogradare. Sper să putem. Dacă nu, asta e. Noi venim să jucăm fotbal, nu venim să câștigăm sau nu venim pe prime la meci sau nu știu ce se întâmplă. Sunt oameni așa înverșunați. Nu știu, e al patrulea sezon, dar parcă niciun sezon n-a fost așa, focul așa mare. Nu înțeleg de ce. Mult succes vă doresc în continuare. Mersi frumos, o seară bună. Iar voi nu uitați să intrați pe pagina noastră de Facebook, Liga Prieteniei, să ne dați un like. De asemenea, să accesați site-ul nostru, ligaprieteniei.com. Mulțumim frumos sponsorilor noștri, Brotac Medical Center, Eden Total Care și Cipita. V-am pupat! Brotac Medical Center este una dintre cele mai cunoscute clinici în domeniul serviciilor de îngrijiri și recuperare medicală. Activitatea noastră în top recunoscută este susținută de un laborator propriu de analize și împreună cu doctori specialiști avem în grija noastră un număr foarte mare de pacienți. Formatul nostru multidisciplinar oferă o gamă completă de îngrijiri și reabilitare medicală. Brotac Medical Center. De peste 10 ani pentru sănătatea ta.